Bine v-am găsit, dragi copii! Bine ați venit la o nouă ora cunoașterii! Este vară, iar perioada estivală este încă întoi și ne bucurăm de soare, vacanță și timp petrecut cu prietenii sau cu părinții. Dar, în ultima vreme, sau chiar și în ultimii ani, am remarcat că o mare parte din timpul vostru liber îl petreceți fie în fața calculatorului, a tabletei sau a telefonului mobil, jucându-vă în diverse jocuri sau diverse videouri. Dar voi știți că, în mare parte, dacă petreceți mult timp în fața acestor gadgeturi, ar putea provoca dureri de cap sau dureri de ochi? De aceea, astăzi, împreună cu colega mea, Diana, ne-am gândit să venim cu un șir de recomandări și sfaturi pentru o utilizare corectă a tehnologiilor. Vă urăm vizionare plăcută! Așadar, utilizăm rar și limitat, câte 20-25 de minute în fiecare zi. Pediatrii recomandă că înainte de utilizare să facem exerciții pentru ochi, să regulați luminozitatea și contrastul ecranului. Dragi copii și dragi părinți, nu vă fie teamă despre impactul tehnologiilor. Cu o abordare corectă și rezonabilă, tehnologiile, gadgeturile pot aduce doar beneficii, pentru că veți fi în măsură să faceți proiecte creative proprii. În ultimele decenii, lumea a evoluat într-un ritm fantastic, chiar de la o zi la alta. Preocuparea pentru telefoane, tablete, ne face să nu mai observăm ce este ce se întâmplă în jurul nostru. Copiii devin dependenți de mediul online, încât limitează interacțiunea cu alți copii, fiind mult mai ușor să vorbească din spatele unui calculator. În cazul copiilor, ei sunt interesați în mare majoritate de jocurile online. De ce? Pentru că le oferă fericire de câteva secunde când se simte marele câștigător. Sentimentul acela plăcut de a fi aproape de câștig este mult prea prețios, așa că jocul continuă și așa apare dependența. Petreceți cât mai mult timpul în familie, cu părinții, frați și surori. Jucați-vă împreună jocuri sigure și apoi discutați despre experiența dată. Este foarte important ca copilul să aibă un program bine definit. Așa cum ar trebui să aibă un program de somn, de mers în parc, de joacă, așa trebuie să aibă program și la tabletă sau telefon. Dezvoltarea copiilor este afectată în diverse forme de timpul îndelungat petrecut în fața ecranului. Părinții trebuie să monitorizeze atent activitatea. Încercați să înlocuiți telefonul, tableta cu alternative sănătoase. Faceți în așa fel încât să vă atrageți copilul în activități de familie în afara casei. Învățați-i să se bucure de lume reală, să aprecieze bucuriile vieții și să trăiască și fără verificare permanentă a unui telefon mobil, tabletă sau laptop. Trebuie să le dați activități care produc emoții pozitive, implicare, mișcare și să fiți mereu în preajmă.